Spitalul de neuropsihiatrie de la Podriga a fost amendat și asta în urma controlelor efectuate la toate unitățile spitalicești din țară dispuse de Ministerul Sănătății. La Podriga, membrii Comisiei de Control au constatat că în bucătăria unității nu au fost păstrate probe de alimente pentru 48 de ore, așa cum prevăd normele legislative. Astfel de verificări au loc în toate unitățile din țară și au fost dispuse de către Ministrul Sănătății la ordinul Ministrului Sănătății Patriciu Achimaș Cadariu pe 10 martie. La Spitalul Județean Mavromati, verificările nu au fost încă finalizate.